Salutare și bine ați venit pe 10lainfo.com. Eu sunt Paul Sumeșan și în acest videoclip vă voi arăta un nou update al site-ului academia10lainfo.com. Este vorba de niște update-uri care trebuiau făcute, pe care cu siguranță și voi le-ați aștepta foarte mult timp, pentru că sunt niște update-uri necesare pentru o bună funcționare a Academiei. Și din acest punct de vedere, în acest videoclip vă voi arăta rapid cum se folosesc noile update-uri. În primul și în primul rând, foarte mulți dintre voi îmi scrieți des întrebări legate de cursuri, de când organizăm un curs de un anumit tip, cum să știți când se organizează ca să vă scrieți printre primii și să prindeți loc, pentru că probabil știți deja lucrurile sunt limitate. Și pentru acest lucru am creat un newsletter la care vă puteți înscrie. Se vede aici în lateralul meu, e pe al doilea ecran, de-aia mă uit în altă direcție. Este aici un newsletter unde vă puteți pune numele și adresa de e-mail. Vă înscrieți la newsletter și în acest mod, de fiecare dată când organizăm un nou curs sau se întâmplă update-uri pe site sau modificăm termene și condiții sau alte lucruri de acest gen, veți primi acolo un e-mail prin care vă comunicăm toate schimbările care au avut loc la nivelul site-ului. Da, clar nu o să vă deranjăm cu e-mail-uri doar când este strict necesar, dar aici vă puteți băga datele și veți primi noi vom primi un e-mail prin care ne anunțați că vă înscrieți la newsletter și de fiecare dată când trimitem un e-mail despre noi funcționalități ale site-ului, veți fi și voi incluși în acest e-mail. Iar o altă funcționalitate foarte, foarte importantă pe care am pus-o este ca la fiecare curs să vă puteți înscrie la notificări separat. Adică, de exemplu, dacă pe voi vă interesează, pentru că pe foarte mulți vă interesează, când se organizează cursul de pregătire pentru admitere 2022, e de 10 ședințe, dar e unicul curs pentru admitere, primesc foarte multe mesaje în care mă întrebați cum vă puteți înscrie și cum puteți să aflați repede când facem o sesiune, pentru că vreți să vă înscrieți cât de repede posibil. Ei bine, dacă vă interesează când se întâmplă astfel de sesiune, vă băgați aici numele și adresa de e-mail și doar atunci când organizăm o astfel de sesiune veți primi un e-mail în care vă anunțăm: grijă mare, s-au deschis înscrierile pentru cursul de pregătire pentru admitere la UBB și atunci puteți repede să vă înscrieți și să vă prindeți locul, pentru că din câte observ la cursul de pregătire pentru admitere este o foarte, foarte mare cerere și poate chiar o să vedem, îl facem mai repede decât plănuisem pe la începutul anului viitor, să începem cu prima sesiune, dacă nu și cu a doua, pentru că credeți-mă, am primit o grămadă de e-mail-uri cu întrebări despre acest curs. Cred că v-a plăcut ședința mea de pregătire din cadrul pregătirilor lui UBB, unde am fost invitat și de aceea sunteți foarte entuziasmați pentru acest curs. Desigur, mai am mici retușuri de făcut la materie, pentru că vreau să fie cea mai înaltă calitate posibilă și de asta cumva n-am început foarte, foarte repede cu el, dar promit că în cel târziu, în a doua săptămână din ianuarie, vă anunț exact datele fixe ale concursului. Am nevoie și eu să-mi primesc orarul pe semestru 2 ca să știu exact orele când sunt disponibil să fac cursul acesta și atunci de asta așteptăm încă puțin. Dar cel mai rău caz îl pun într-o sâmbătă sau într-o duminică și atunci sâmbătă și duminică cu siguranță sunt liber. Ok? Și atunci vă puteți băga aici numele și adresa de e-mail la care curs vă interesează, ați dat trimiteți, voi intrați automat în baza noastră de date cu elevi pe care îi anunțăm când organizăm fiecare curs separat și atunci când organizăm un curs pentru admitere veți primi acest e-mail. De asemenea, am actualizat aici tabelul cu noul curs și datele corecte, pentru că înainte erau datele scrise greșit. Da, și încă sunt o grămadă de locuri libere la cursul de C++, pe care nu înțeleg de ce nu este așa mare cer de preț, pentru că credeți-mă, e un curs foarte mișto, foarte bine gândit și în care vom parcurge practic toți algoritmii de liceu. Deci dacă încă nu v-ați înscris, puteți să o faceți încă, pentru că vedeți, sunt foarte multe locuri încă disponibile. Văd că e foarte mare cererea pe cursurile de pregătire pentru admitere, dar este un curs cel puțin la fel de interesant, pentru că pe lângă nu lucrăm doar grile, ci mai mult decât atâta, de fapt nu se lucrează grile deloc în cursul de C++, dar recapitulăm toți algoritmii, toate modurile în care se scriu, îi vedem, îi analizăm, îi facem să îi înțelegeți foarte bine, să nu uitați. E un curs din punctul meu de vedere foarte, foarte mișto, dar desigur, dacă nu doriți acest curs și le așteptați pe cel de admitere, pot să înțeleg acest lucru și atunci puteți să vă băgați aici datele la cursul de admitere și noi vă vom trimite mesaj când organizăm cursul de admitere pentru a fi printre primii 12 care se înscriu, în așa fel încât să prindeți un loc la acest curs. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați să dați like și subscribe, să vă înscrieți la newsletter pe newsletterul pe Academia 10 la Info. A, da, încă o chestiune rapidă tot. Aici sus, probabil ați văzut, avem și un modul de probleme rezolvate. Da, într-adevăr, este în plan să reîncărcăm pe Academia 10 la Info
toate problemele rezolvate care erau odată pe 10 la info, plus noi probleme, pentru că a trecut ceva vreme de când am făcut bază de la 10 la info, o să băgăm și mai multe probleme, dar încă suntem în lucru și caut eu cea mai bună metodă de a face acest modul, da? să fie cât mai repede. Oricum, în viitorul apropiat voi face un video când o să lansăm modulul de probleme rezolvate. Ok, acestea fiind spuse, nu uitați să vă înscrieți la newsletter pe Academia 10 la Info, să dați like, subscribe la canalul meu de YouTube, pentru că acest lucru m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt în continuare. Și desigur să-mi trimiteți pe e-mail paul.sfesian02@gmail.com sau să folosiți formularul de contact de aici sugestiile voastre despre noi îmbunătățiri și noi lucruri pe care ați vrea să le vedeți în Academia 10 la Info. Vă mulțumesc pentru vizualizare și să aveți o zi minunată!